Salut, prieteni, eu mă numesc Oancea Cătălin și astăzi vreau să vă arăt niște rezultate ale unor altoieri făcute în primăvară. Am aici un rând de cireși. I-am plantat în toamnă și în primăvară i-am altoit. Sunt prinși toți, sunt ok. Ia uitați. Aici ceva antragnoza, dar nu-i mai stropesc, îi las așa. După ce vor cădea frunzele, o să dau un cupric. Diverse soiuri, ăsta e George. Am luat de la cineva un vârf. A scurtat în primăvară și am altoit aici. Aici, aici, acolo. Sunt prinși toți. Aici am un rând de meri, i-am altoit acum. Acolo piersici, la fel, i-am altoit cu mugure dormind. Un rând, haide să vă mai arăt. Aici e un prun. Pe ăsta l-am altuit la masă și l-am plantat, e prins. Acolo un cireș și aici un alt prun, un drajon. E prins și ăsta, în copulație perfecționată l-am făcut. Haideți să vă arăt ceva și la vie. Aici am făcut în semicopulație laterală, mi-a plecat dintr-un altoi și ia uitați ce s-a dus. Are, cred că, vreo 3 metri. Aici am făcut în verde sub scoarță. Aici cu altoi lemnificat. Nu prea s-a dus, dar cred că o să fie ok. Pe acolo am mai făcut ceva în verde. Aici am făcut niște supraaltoiri la un păr. Pe vârful acesta am făcut în copulație simplă. Uitați, se vede. Aici la fel. S-a sudat bine. Uitați, ambele sunt ok. Aici am mai făcut în chip în primăvară și au pornit. Am făcut niște supraaltoiri. Uitați chipul, ce frumos se vede. S-a dus. Aici la fel, am dat cu niște mastic pe tăietură. Ăsta la fel. Ia uitați ce frumos s-a dus. A crescut. Aici la fel am mai făcut o supraaltoire. E prinsă și asta, am făcut-o un pic mai târziu, dar e prinsă. Am găsit o mlădiță care nu era tocmai ok. Și haideți să vă mai arăt pe niște drajoni făcuți în T. În toamnă, toamna trecută. Am tăiat, am dat cu mastic, uitați, aici. Aici, ăsta la fel, ăsta e de anul trecut, ăsta deja s-a dus și o să-l scot și o să-l mut. Pe ăsta nu l-am altoit, o să-l altoiesc. Haideți să vă arăt și ceva în verde, pe la niște piersicuți. Am făcut pe aici niște supraaltoiri. Acolo, nu știu dacă se vede că sunt multe frunze. Aici ăsta nu prea a mers cum trebuie, dar e prins. Aici, în copulație simplă. Ăsta e de anul trecut. Tot în T. S-a dus bine. Aici un merișor, am altuit jos de tot. E prins și ăsta. Asta e un Ionatan, ia uitați, plin, plin, plin. Pe aici, pe niște drajon, la fel am făcut. Uitați. Mai am aici un rând. Aici în copulație simplă, un merișor. Ăsta e din acela cu pulpă roșie. Am primit de la cineva altoi și am altoit. Mai sunt niște dăștea mici pe aici. E rău că i-am suvie și nu au lumină, dar o să-i scot, nu o să-i las aici. Aici un drajun de prun. Asta e în copulație perfecționată, făcut aici. Asta un perișor la fel. Și mai sunt și alții. Mai am aici
haideți să vă arăt. Aici e păr în copulație simplă, aici un merișor în semicopulație perfecționată, pe aici mai am niște drajoni de merișori, urmează să-i altoiesc. Ăsta e în copulație simplă, e altoit deja, ăștia nu, ăștia sunt mai micuți, o să-i altoiesc. Da, nu, ăsta e altoit deja, mai sunt și pe acolo. Ce vreau să vă mai arăt, la viță de vie, asta e de anul trecut. În verde de anul ăsta sunt prinse, sunt ok, le-am mai văzut într-un clip. Aici e în copulație simplă, la viță cu altoi lemnificat pe coardă verde. Și uitați, a și rodit, dar ăștia nu se coacă. Aici am un trimăr, am plantat 3 drajoni, i-am împletit și aici am altoit fiecare cu soiul lui, să vedem ce ieși. Nu prea le merge bine pentru că sunt sub un cireș aici, umbră. Să vedem. Pe aici niște drajuni. Asta e prun pe corcoduș în copulație simplă. Ia uite, asta nici nu l-am desfăcut, am uitat de el. E piersic, nu, cais pe corcoduș, pe drajun. Mai sunt pe acolo câțiva, trebuie să intru să fac curat. Aici un prunișor, ia uite, s-a prins în copulație simplă. Aici un perișor, tot în copulație simplă. Și mai sunt și alții, altoiți. Ăștia parcă vi-am arătat într-un clip anterior. Da. Aici mai sunt câțiva. Ăsta e în copulație simplă, un merișor. Ăsta la fel. Ăsta, copulație perfecționată. Tot la fel, e cam rău, cam umbră. Pe aici sunt pomii ăștia, sunt meri și... Bineînțeles, nu o să rămână, o să-i scot. Da, vă mulțumesc. Dacă v-a plăcut, vă puteți abona la canalul meu.